Vă salut, dragii mei! Bun venit la canalul Frumusețe Vârste Elegante! Un filmuleț, un răspuns pentru Dana Biron, care îmi scrie: Veronica Sandu, poate mă ajutați cu o rețetă? Noi consumăm cașcaval gras, dar dulciuri le facem acasă. Dana, vreau să-ți mulțumesc pentru fidelitatea ta. Mereu ești activă și îmi scrii comentarii, mă susții. Să știi că te iubesc, te îmbrățișez. Și îți iubesc și băiețelul pe David. Vreau să și îmi doresc ca să fiți sănătoși, să vă simțiți bine. În ce privește dieta, păi cândva și eu am încercat diferite diete. Dar dietele, desigur că sunt pentru a ne învăța să implementăm obiceiuri de alimentație corectă, alimentație sănătoasă. Dietele sunt binevenite. Dar înainte de a începe o dietă, să ne punem întrebarea: ne trebuie nouă aceasta sau nu? Noi știm că celulele noastre în organism, celulele în organism se simt bine și cresc sănătoase și se înmulțesc sănătos doar într-un mediu optimal, un mediu sau un pH optimal. Și înainte de a începe o dietă, ar fi bine să-ți faci un test al pH-ului. Am un test pH aici, unde sunt niște așa fâșii colorate. Este așa o hârtie de lacmus pe care o fâșie de aceasta o luăm și o punem dimineața în gură, pe limbă, să fie lipită, și timp de 2 minute o ținem, apoi citim testul. Citim testul și dacă este în limitele gradației optimale, nici acid, nici bazic, atunci să știi că organismul tău este capabil să digereze și să asimileze și să elimine produsele la nivelul optim pentru dânsul, căci nu la fiecare persoană sunt indicate dietele. Dacă e ok, dacă te simți bine, dacă ai un pH optim pentru organismul tău, nu face să încerci cu diete, să te chinui, să te limitezi, căci orice dietă este un stres pentru organism. Străduiește-te ca tot ce consumi să fie de calitate, să umbli cu lupa prin magazin, să vezi ce conține fiecare produs și să ai o activitate fizică bună. Și ca idee, o să vă arăt ce iau la dejun eu pentru alimentația corectă, pentru alimentația sănătoasă. Mai complet, așa, îl găsiți în atașare, unde sunt mai multe filmulețe despre dejun, despre masă și despre cină, care am filmat într-un sanatoriu care chiar învață persoanele să se alimenteze corect. Așa, sanatoriu este și în România, la Podiș și la Herghelia. M-am învățat multe din acest sanatoriu și pentru mine. De aceea, vă las să vă urmăriți ce produse consum eu la dejun, cum îmi armonizez dejunul ca să mă simt bine, iar produsele folosite puteți să le găsiți pe site-ul Gastronom.md. Să vedeți ce mănânc eu la dejun, ce iau la dejun. În primul rând, cel mai important este acest pahar cu apă. Cu el încep dimineața, dejunul. Acum beau câte 10-15 picături de apă oxigenată, le picur în acest pahar și le iau îndată ce mă scol. În jumătate de oră încep cu fructele. Undeva pe la jumate la 8-8 mănânc fructe pe stomacul gol. Astăzi voi mânca struguri și măr. Dacă mănânc un măr și strugurii aceștia, bobițele acestea, să știți că după aceea nu mai vreau să mănânc. Fructele pe stomacul gol îmi ajută să-mi evacuez intestinul, să am o digestie perfectă și să mă eliberez de tot ce s-a adunat în timpul nopții în tractul intestinal.
O să iau a doilea dejun, îmi voi lua cu mine bota lanci, în bota lanci terciul și tărtinuța, dar ca de obicei așa și fac. După fructe, dacă o să mănânc cu mai măr sau bobițe, atunci peste jumătate de oră voi lua și terciul. Aici am terci de ovăz. Dacă observați, cel mai important este să luăm o farfurie mică pentru alimentare echilibrată și pentru a nu depune pe fese și pe talie, luăm farfuria mică. Și în această farfurie, în cășuță, voi adăuga. Aici am semințe de cânepă, iată, sunt cu coajă. Le voi strecura prin această sită și le voi adăuga în terci. Adaug semințe, undeva o linguriță de ceai de semințe de cânepă. Sunt foarte bogate în proteine. Aici am semințe de susan, care le-am măcinat prin râșniță și la fel voi lua o linguriță de masă. De ce am dat prin, le-am măcinat? Fiindcă e de dorit ca semințele să fie măcinate pentru o asimilare mai ușoară. Aici am semințe de mac. Macul are mult calciu. Semința de susan la fel conține uleiuri, omega. Semința de mac îl folosesc ca o sursă de calciu. Să știți că semința de mac are cel mai mult calciu din toate produsele. Așa. Uneori, astăzi nu, dar peste o zi iau ouă de prepeliță. Ori le beau crude, înainte, după apă, ori le prăjesc, dependență ce îmi doresc eu. Mai adaug aici și nuci. Nucile au fost la fel hidratate. Hidratate înseamnă ca și semința de cânepă. Hidratarea semințelor înseamnă a le pune în apă pe jumătate de oră, pe o oră. După aceea le-am prăjit și le voi adăuga la fel în terci. Înlocuiesc untul cu untul de cocos. Untul de cocos, care eu l-am adăugat de acum, iată, vedeți că aici este folosit, când terciul a fost foarte fierbinte, pentru că eu țin untul de cocos în frigider, îmi place mai mult. După ce voi mânca terciul, mi-am pregătit și o tartinuță cu unt de arahide. Untul de arahide, iată în așa ambalaj, e produs românesc. Îmi place că este crocant, îmi place mai mult untul de arahide crocant. Și la fel vreau să vă menționez faptul că mai bine se absoarbe în intestin și în stomacel untul de arahide decât nucile, decât arahidele în sine, integrale. În afară că noi alegem farfuria mică, să avem și să fim conștienți de faptul că ce mâncăm, dacă am mâncat, trebuie să consumăm și energie. Mă voi plimba, voi face sport ca să nu mă mișc mai puțin decât ceea ce mănânc. Asta a fost ca o idee pentru un dejun. Doresc să fiți sănătoși, să respectați cele 8 principii ale sănătății: New Start, nutriție, exercițiu fizic, apă, aer, soare, temperanță, relaxare și credință în Dumnezeu. Vă iubesc, vă îmbrățișez și să aveți poftă! Aștept comentariile voastre în privința acestui dejun. Ce părere voi aveți?